În capitală toate farmaciile sunt în alertă și oricine poate intra să se răcurească și să ceară un pahar cu apă. La Iași au fost aproape 500 de solicitări într-o singură zi la serviciul de ambulanță a județului, cu cel puțin 100 în plus față de o zi cu temperaturi normale. Și la spital au ajuns mai mulți bolnavi decât de obicei. 3 oameni au leșinat pe stradă, iar alți 25 au avut probleme cardiace. 37 de persoane au ajuns la spital după ce li s-a făcut rău din cauza căldurii în capitală. Medicii au transmis recomandări insistente pentru ca mai ales persoanele în vârstă și bolnavii să nu iasă din casă între orele 11 și 18, când aerul este torid. Temperaturile caniculare pot face rău oricui, dar în parcurile din capitală bătrânii caută umbra copacilor în apropierea cișmelelor. Pe bancă e bine, pentru că bate puțin vântul și e un pic mai răcoare. Prefer să stau aici pe bancă o jumătate de oră să mai risesc, decât să stau în casă. În casă e foarte cald. Când vine un val de aer e o minune, că ne mai răcorim. De ce ați ieșit din casă, Laura? Să bem apă rece. În anii trecuți, în capitală erau amplasate corturi de prim ajutor, dar acum autoritățile au preferat varianta farmaciilor, în care cei care au nevoie să se răcorească pot intra oricând să ceară un pahar de apă. Este o soluție foarte bună, deoarece sunt foarte multe farmacii și ei pot intra oricând, mult mai aproape decât să caute acel cort, dar exclusiv pentru apă. Dacă erau cortul în care era și un asistent medical să poată măsura și o tensiune, să măsoare și semnele vitale, era cu atât mai mult binevenit în această perioadă. Termometrele au arătat 37 de grade și la Iași, iar serviciul de ambulanță este supra-solicitat. Solicitările au crescut față de perioada în care nu aveam caniculă, cam cu un procent de 25%. Raportat la ziua de ieri pot să vă spun că au fost 494 de solicitări, iar dintre acestea 26 au fost lipotimii sau sincope provocate de caniculă. La Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, ieri au fost îngrijiți și 25 de pacienți cunoscuți cu afecțiuni cardiace agravate de caniculă, dar și bătrâni singuri care au avut de suferit din cauza temperaturilor extreme. Urgențele cardiovasculare au apărut în special la persoane hipertensive cu creștere ale valorilor tensionale. Aceștia trebuie să-și monitorizeze și în general sunt instruiți să-și monitorizeze tensiunea. Trebuie să adreseze medicului curant, medicină internă sau cardiologie care le urmărește tratamentul, să relateze problemele apărute noi și să primească sfaturi despre cum să adapteze terapia. Și urmează zile cu cod roșu. Meteorologii anunță temperaturi între 37 și 41 de grade Celsius. Mare parte din țară, într-adevăr, va fi acoperită de acest cod roșu de caniculă și se vor atinge temperaturi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat. Pe timpul nopții, minimele vor fi ridicate. Vorbim așadar despre nopți tropicale și la fel se va întâmpla, vă dați seama, și în zilele ce urmează, în nopțile ce urmează, mai cu seamă prin sud, prin vest, este posibil să nu coboare nici sub 21-22. 23 de grade. În anumite zone, din păcate, nu ne răcorim nici pe timpul nopții, de aceea și disconfortul este unul foarte accentuat. Efectele codului roșu vor fi resimțite și de cei care vor să călătorească cu trenul. În foarte multe locuri sunt restricții de viteză cu 20-30 de km la oră, mai puțin decât viteza normală.